în un fel de mașină de spălat în fecundare. Într-o practică formală, într-o simplă obișnuință și să integrăm toată existența noastră bisericească într-un fel de regulament, un fel de reguli care mă pun sau mă scot dinaintea lui Dumnezeu. Care este, și cu asta și închei, da, trebuie să închei de două minute. Care este practica care încercăm să facem noi la Biserica Japaloria, unde slujesc, este aceea ca fiecare credincios care își asumă responsabil condiția lui de membru al comunității bisericești parohiale, să se spovedească și să se împărtășească cel puțin ca preotul. Nu există o împărtășire profesională a preotului. Nu există o altă normă canonică a preotului a se împărtăși, o altă normă canonică a credinciosului a se împărtăși. Nu există o altă normă canonică de spovedanie pentru preot și o altă normă canonică de spovedanie pentru credincios. Așa cum fiecare dintre noi preoții ne spovedim din vreme în vreme. Uneori mai des, alteori mai puțin des, în funcție de încercările vieții noastre, de nelămuririle vieții noastre, de nedecantările vieții noastre, tot așa o face și credinciosul. Dar niciodată preotul nu participă la liturghie fără să se împărtășească, iar dacă nu se împărtășește, canonul spune, întreabă de ce nu s-a împărtășit și dacă nu are motiv suficient să se despartă de biserică. Același lucru prevăd canoanele și pentru salutarea canonică a bisericii și pentru mireală. Repet, nu există o împărtășire profesională a preotului. Nu există altă măsură pentru unul și altă măsură pentru altul în ce privește spovedania și împărtășania. Liturghia este masa sau spățul în care vițelul cel îngreșat al Tatălui s-a jertfit pe altar și ne cheamă la cină, la mâncare. Nu la scrutări mistice și duhovnice și teologice. Prin urmare, a participa la liturghie înseamnă a participa prin împărtășire. Ne pregătim cu toții, exact așa cum și preotul și credincioșii ne împărtășim, exact așa cum se strigă înainte de momentul cuminecării. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste pe apropiați. Există frica aceasta sacră, fiorul sacru al vicii, de taina înfricoșătoare, dar o frică care se scapă în apele iubirii, cu credință și cu dragoste. Și atunci când iubești, stai deoparte? Ce-ar fi să mergem la mama acasă de studenți, nu? Mergeți acasă, după ce v-ați văzut timp îndelungat, abia vă așteaptă pentru a vă primi în casă, pregătește mâncarea cea mai aleasă, intrați în casă și zic, mai ce domnul, fă de tine, vă ocupați, hai să mâncăm pe știi, eu nu mănânc, eu nu sunt vrednic, nu sunt vrednic. Hai să mâncăm. De plina comuniune în familie se stabilește la masă. De plina comuniune între noi și Dumnezeu se stabilește la masa altarului, la masa podirului. Și acest cu frică de Dumnezeu însemnează ceea ce am zis mai devreme, integrarea noastră în înduiala apostolilor, integrarea noastră în înduiala cultică a bisericii, a slujirii care se face în biserică, a rugăciunii particulare, a canoanelor care ne sunt și în cuvântul acesta duhovnicesc al duhovnicului, care îl primim la spovedanie. Și în rest, cred că a mai sta deoparte însemnează, nu știu ce însemnează, cred că încă n-am intrat în starea de fiu. Suntem tot în situația fratului mai mare din parabola fiului risipitor, care se simte tot ca unul angajat în casa Tatălui și nu se simte fiul de plin. Cam atât. O întrebare din partea mea, în primul rând. Cum credeți că, după aceea avem și din partea asta, cum credeți că s-a ajuns la acest paradox?
La noi, la român, cel puțin, dar cred că, de fapt, lumea creștină, lumea ortodoxă, să ne fie mai mult frică de prezența lui Hristos decât de absența lui. Adică, mai multă teamă avem de împărtășanie decât de neîmpărtășanie de lungă durată. Mai multă teamă avem să ne rugăm din saltire decât să nu ne rugăm. Mai multă teamă avem să... tot felul de lucruri. Da. Ne temem și punem nesfârșit de opeliști pentru prezența via lui Hristos în viața noastră, dar de absența lui nu ne temem așa de tare. Și noi pe emoții am ajuns să închidem mai mult pe Hristos, să-l închidem în colivie, să spunem cât de grav e dacă atinge omul de el, și aproape să nu mai ajungă să fie simțit, trăit, gustat, cred că din cerci. Cred că este vorba de schizofrenie. Medicina spune că scârbănează rupturile interioare, o despărțire, o trăire în două realități. Și noi trăim într-o schizofrenie. Să vorbim că viața creștină semnează un regulament moral. Să fii cu minte, să nu juri, să nu minți. Moralitatea aceasta din porunci. Pentru care nu era nevoie să vină Dumnezeu pe pământ. Noi nu avem ce face cu. Dacă pentru asta a venit într-o nouă viață, înseamnă că a venit să-mi dea un cod moral nou, precizat, nu știu pe unde porunci, fericit, unde o fi precizat. Și faptul că lumea ortodoxă s-a impregnat de perspectiva aceasta juridică, specifică a puselilor, s-a transformat viața creștină într-o viață moralistă, într-o sumă de reguli. Și regulile acestea sunt, vin până la sufocare, și în așa fel ca și în vremea evreilor, au mulțit fariseii regulamentele de așa natură, încât problematizau dacă erau spălați pe mâini sau nu erau spălați pe mâini, problematizau câți pași fac duminica, dacă au un petec pe haină în zi de sabat să nu poartă, că poartă o sarcină, celelalte. Deci merg până la o conștiință denaturată. Și moralitatea aceasta din porunci, sau rezumarea vieții creștine, vieții în Hristos la nivelul poruncilor, este o deformare care mă duce, mă descarcă. Și în momentul în care primesc perspectiva aceasta că între mine și Dumnezeu stau doar regulile, atunci se ajunge la forma aceasta. Am unei conștiințe scrupuloase, fricoase, să nu greșesc, să fiu în regulă, uitându-se că, de fapt, relația cu Dumnezeu este o relație între persoane. Iar relația între persoane trebuie să fie sub relația de iubire dintre persoanele umane. Și sub relația, e de neconceput cum eu, ca părinte, îmi iubesc necondiționat copilul, îl iert necondiționat, îl suport necondiționat și nesfârșit, și nu l-am niciodată, cum îl pot pune pe Dumnezeu sub nivelul meu de iubire? Eu vin la Dumnezeu și El îmi spune, păi vii tu, dar ai făcut cu tare, ai făcut tare, ia. Deci nu merge. E moralismul acesta. Tot în sensul ce au spus în cărțile părintei Ilian Simon Petitu, apare o durere a dânsului când vine în Muntele Atos la Simon Petru, găsește acolo un monachism legalist, formalist, și mai ales un lucru care poate nu l-am înțeles toți, dar pe mine m-a marcat foarte mult ce a descoperit el, faptul că constata în tot Muntele Atos o mult mai mare valoare dată pregătirii pentru împărtășanie decât însăși împărtășanie. Deci dacă lipsea cea mai mică circă sau eu din acea pregătire foarte complicată și care se adăugase în timp și Muntele Atos devenise mult mai stufoasă, în sine aceea era mult mai valoroasă pregătirea și decât împărtășanie în sine. Credeți că se întâmplă, dar poate se poate întâmpla asta și acolo, sau poate fi periculoasă și la noi? Da. Poate fi periculoasă, numai că, spre deosebire de Muntele Atos, nouă ne lipsește pregătirea. Aici e diferența dintre Atos, dintre societatea, nu, dintre viața noastră. Dacă noi am ajunge la măsurile de viețuire ale Atosului, atunci ar fi periculos. Ceea ce se întâmplă, intrarea într-un formalism, într-o pregătire formală și care este de-a dreptul de tip farisei, dacă lipsește o cintă sau o iotă, te-ai scos din Dumnezeu, asta devine periculos. Dar
Noi suntem în situația în care abia ne adunăm de pe drumuri. Noi avem nevoie, vorba lui Constantin Noica, de regulă ca să putem ieși din regulă. Avem nevoie de canon ca să putem să nu mai avem canon. V-am mai spus și în alt prilej, mărturisirea Părintelui Mihelescu Miron de la Ogna Sibiului, întrebându-l cum se împărtășește fiecare duminică, pardon, fiecare zi, și întrebându-l dacă își săvârșește canonul zilnic, m-a privit lung și a zis, dacă spun, desmintesc? Și a zis, da, încercați. Și a zis Părintele, eu nu mai am canon, pentru că eu sunt un canon, viața mea este un canon. Adică nu mai are regula rugăciunii ca regulă formală, pentru că viața nu era deja o rugăciune. Și cât o spunea cu cea mai adâncă smerenie, nici o prefăcătorie. Până vom dobândi astfel de măsuri, avem nevoie de măsuri de acestea de început. Și atunci avem nevoie să ne citim o rugăciune de seară, că nu, să nu zicem acum rugăciunea de seară o sar, pentru că e un serial de la televizor. Deci, măsura în care încă pun între rânduiala vieții creștine, între dialogul cu Dumnezeu, pun ceva deasupra dialogului, înseamnă că încă mai am nevoie de partea aceea formală. Încă n-am depășit-o. Dar după ce intru în firesc cu Dumnezeu, respir în Dumnezeu, mă culc în Dumnezeu, adică, aproape ca și Apostolul Pavel, simt că nu mai am ce să mă reproșez. Pentru că de mor sunt în al lui Hristos, de trăiesc sunt al lui Hristos. Momentul în care se ajunge la forma aceasta de trăire firească în Dumnezeu, canonul, dacă s-a citit în trei sau pe jumătate, e canonul între tot timpul. Pentru că, dacă nu am citit în trei, este pentru că am făcut o altă formă canonică de slujirea lui Dumnezeu. Ce pot face când înainte de a merge la spovedanie, în zile dinainte de spovedanie, simt păcatele pe care le-am făcut, mă străpun la inimă? Asta e întrebarea multora. Iar când trebuie să le răspund din nou, nu mai simt aceeași străpungere. Nu mai pot să le simt la fel cum am simțit atunci. Să le spun cum le simt. Nici o problemă nu este. Pentru că spunându-le, simțirea care m-a făcut să le sesizez, este simțirea care o ia Dumnezeu în seamă. Este cuvântul acela Părintului Rafael, noi care ne-a dat aceasta, pe faptul că ajungem să ne simțim păcate, să ne vedem tot mai păcătoși, tot mai grav păcătoși, este o lucrare deja a luminii nezidite în firea noastră, care va arată ochilor mei ce sunt și cum sunt, pentru că înainte eram tot așa și mă vedeam. Deci nicio problemă. Faptul că am ajuns să le simt odată, să mă simt stăpânzire și să simt îndemnul de a merge să le spunem, cred că și Fiul Ispititor, când a simțit stăpungerea inimii în țara depărtată, a fost mai profund decât gestul de a spune aceleași cuvinte, când a zis, mă voi duce a Tatălui și voi zice, simțirea inimii, revenirea în sine, a fost mai profund atunci, mai simțit atunci, decât atunci când a zis. Deja Tatăl l-a auzit atunci, și Dumnezeu ne aude atunci când ne zice. Acum mi-a vorbit, sigur că da, l-a și văzut. Și i-a și ieșit de poartă, pentru că s-a stărit alături de el. Și atunci, Dumnezeu ia înseamnă. Am auzit că la spovedanie se cer multe și de la preot. Și în continuare, mai complicat ce spun, traduc. Oare, chiar dacă preotul nu are toate câte îi se cer la spovedanie, spovedania noastră este periclitată, nu suntem dezlegați noi, nu primim darul dezlegării? Ba da. Ideal ar fi ca cel ce se cer la preot, preotul să le conștientizeze și să le facă. Dar tot părinții spun că, întrucât lucrarea preoției nu reazănă pe preot ca persoană umană, ci reazănă pe harul preoției, atunci lucrurile le face Dumnezeu în chip de plin, prin evremicia preotului. Pentru că și botezul unui preot care nu este el, chiar în condițiile tainei botezului, de a boteza, botezul este la fel de valid pentru cel ce se spovedește, ca și în situația în care preotul ar fi
mai în condițiile canonice ale botezului. Și la spovedarea este același lucru. Și apoi, mai este ceea ce spuneam la început din Părintele Rafael, care și el citează pe alți părinți, că ucenicul îl face pe părinte. Ucenicul este cel care își creează părintele duhovnicesc. Tocmai pentru profunzimea și adâncimea și seriozitatea cu care el se pune la spovedanie și pe drumul spovedaniei, preotul fiind chiar ignorant și netrebnic și neangajat în ceea ce face cu totul, în el Dumnezeu rostește cuvânt ca răspuns la cel care deja se află. Și atunci a făcut din duhovnic, a făcut din preot, a făcut duhovnicul sau cuvântul de care avea trebuință. Deci nici într-un caz nu este periclitat. Și apoi spovedania se periclitează de fapt de noi când ne spovedim. Pentru că dacă ne spovedim în simțirea inimii, indiferent cum ne va întâmpina preotul cu indiferență, cu răceală, cu rutină, cu repeziciune, noi cele ce le spunem, le simțim și simțim cum lucrează Dumnezeu în noi. Și indiferent cât de atent ar fi preotul și cu răgaz, și cu încercare, și cu atenție, și cu rugăciune, dacă eu nu simt nimic, nu folosește nimic. Nu mă folosesc. Deci, lucrurile rează-mă mult pe starea noastră, pentru că prin preot va lucra Dumnezeu la fel de eficient ca cum a lucrat în orice situație. N-am mai pus-o niciodată nimănui, dar acum e ocazia, pentru că și mi-am pus-o mie și eu am un răspuns personal, dar cred că mai împărit ar fi răspunsul dumneavoastră. Am avut un părinte duhovnic care era foarte obosit și când mă spuneam de el, adormea. Și eu spuneam cu tot focul, mai ales când mă auzea, toate păcatele pe care aștept în copilăria mea, cele mai detaliate, dar nu intrând în nu știu ce lucruri, și el se trezea și mă dezlega. Eram convins că Dumnezeu mă dezlega. Credeți că mă dezlega chiar de când m-a auzit Dumnezeu? Cred că da. 100%. Uneori credeam că se deface pe oameni, ca să pot să le spun tot. Am mai văzut pe unul care nu auzea. Și făcea poftim, dar auzea tot. Era Părintele Crăciun. Părinte, ce le puteți spune despre oprirea de la Sfânta Împărtășanie datorită unor păcate mari? Unii preoți țin cu strictețe la canoane, iar alții oferă dezlegare foarte repede. Cum putem înțelege? Putem să alegem între preoți sau în cei care dezleg mai ușor sau cei care dezleg mai greu? Problema este delicată. Nu cred că poate comporta un răspuns general, decât un răspuns concret pe fiecare caz în parte. Pentru că același păcat nu poate fi tratat la două persoane identic. Aceeași bună oare cădere în curvie, la unul poți să tată într-un fel, la altul trebuie să tratezi în altfel. Depinde de cel care se spovedește. Dacă cel care se spovedește este fiul risipitor întors cu totul acasă, atunci nu știu care Sfânt din Pateric zicea, trei zile e prea mult, trei ceasuri. Dacă nu este în simțirea inimii și o face dintr-un reflex sau dintr-un aranjament din acesta religios cu Dumnezeu să-mi rezolv problema și mă spovedesc, tot Constantin Oica, fac o paranteză, avea vorba aceasta, că a venit la el să spovedească la un preot și a zis, spovedește-mi, Părinte, pentru păcatul care vreau să-l fac de seară. De seară, pardon. De seară vreau să mă duc să păcătuiesc. Că a zis Constantin. Da. Cred că Constantin Oica zicea. În jurnalul filozofic, el problematiza. Carneza duhovnic, unul și-a zis, dezleagă pentru păcatul care vreau să-l fac de seară. Și sigur că da, eu pot veni cu păcatul făcut, cu aceeași situație de a mă întoarce la păcat. Cu aceeași intenție de întoarce la păcat. Ca și acela care zice, dezleagă de păcatul pe care nu l-am făcut, dar vreau să-l fac. Și eu pot veni de la o cădere în păcat,
să mă spovedesc ca să mă liniștesc conștiința cu gândul să îmi reiau păcatul. Și atunci măsurile sunt deosebite. Pentru un fiu risipitor întors cu totul acasă, cu durerea acasă, este prea mult orice oprire. Pentru că îl simți integrat în biserică, integrat în starea lui de fiu. Pe celălalt care nu-l simți integrat în starea lui de fiu, pentru același păcat îl oprești, dar nu, cum zic, un an sau doi sau trei sau zece. Ci până îl simți întors. Dacă după un an se întoarce, atunci își vine în sine, atunci îl împărtășești. Dacă își vine în sine peste 10 ani, peste 10 ani, dacă nu, niciodată. Pentru că nici nu poți să îl duci să-i faci pe gât împărtășanul, pe care el nu dorește. Pentru că împărtășania este întâlnirea cu o persoană, este comunierea cu o persoană, nu este un medicament de pe rate care îl iau și îl pun în mine fiziologic și trebuie să rezolve niște chestiuni psihice sau chestiuni somatice. Și atunci, întorcându-mă la întrebare, Părintele Rafaelului, care se dat de data aceasta din Ava Pimer, cum că duhovnicul trebuie să aibă libertatea în spovedanie, să trateze doi păcătoși cu același păcat, unul dându-i prăjitură și altul dându-i bici. Pentru același păcat. În funcție de felul în care el se raportează la venirea în spovedanie. Vin să mă împac cu cel iubit sau vin să satisfac ordine morală stricată. Formalismul de care vorbeam. Altă problemă pe care am întâlnit-o foarte des, dacă ne-am spovedit păcatele mari, cu frângerea inimii și totuși, după spovedanie, simțim în continuare durere și nu avem bucurie, ce să facem? Trebuie neapărat după spovedanie să nu mai simțim deloc păcatul și să nu mai aducem aminte de el? Asta e semnul că mi s-a iertat? Nu cred. Cred că amintirea asta trebuie să mă țină într-o viață smerită, permanentă. Arătându-mi limitele mele, arătându-mi ce sunt eu în afara Harului lui Dumnezeu. Că dacă o clipă mă părăsește darul și ocrotirea lui Dumnezeu și Harul dumnezeiesc, nu sunt în stare de nimic. Și amintirea acelui fapt trecut nu e o amintire în care să văd că nu sunt iertat. Atunci este o blasfemie. Nu pot să văd că Dumnezeu este sub nivelul iertării mele, ce am zis mai devreme. Că eu sunt în stare să-mi iert copilul și Dumnezeu nu e în stare să-mi ierte pe mine. Adică nu are capacitatea iubirii și a iertării mele. Că Dumnezeu este infinit iubire și infinit milostivire și infinit iertare față de mine. Și dacă eu, cu măsurile mele mărunte și limitate, am dragoste iertătoare de nici nu știu ce mai făcut copilul și îl iert înainte de a zice iartă-mă, cu atât Dumnezeu mai mult mă iartă. Deci, amintirea, faptul că mă amintesc de păcate, nu înseamnă că eu sunt neiertat. Ca să înseamnă să pun la îndoială dragostea și iubirea iertătoare și milostivă ale Dumnezeu. Dar amintirea aceasta poate să fie și benefică, în sensul în care îmi aduce aminte ce sunt eu fără de har. Ce sunt eu lăsat la limitele și la capacitățile mele firești. Această idee foarte pământenită în mințile noastre, că dacă e spovedanie bună, înseamnă că după ce te-ai spovedit, nu mai ai simte deloc păcatul, s-a terminat. Doar ca un fulg și nu-ți mai aduce aminte niciodată despre el, îi face pe mult să fie vagabonz duhovnicește. Adică se umple de la duhovnic la duhovnic, ce poate nu m-a spovedit bine sau nu m-a dezlegat bine pe dintre acestea, de la celor. Sau să tot revină și să intre în tot felul de detalii, că poate n-a spus detaliile și din cauza aceea. Așa cât mi se pare bine venit ceea ce a spus. Fosta mea prietenă m-a părăsit datorită păcatelor mele din trecut pe care le-am spovedit. Mi-am mărturisit că în familia sa toți s-au căsătorit feciori și dacă nu sunt feciori, nu mă vreau. Nu știu întrebarea care e. Păi, supun că, mă rog, a avut standardele ei. Și standardele ei a fost înaintea
adică sunt atât de, legaliste, încât au introdus și iubirea în regulă și normă. Când iubește cineva, îl iubește așa cum este. Nu-l iubește pentru ceea ce vrei tu să fie, ci iubești pentru ceea ce este el. Și dacă te-ai îndrăgostit cu adevărat, te-ai iubit cu adevărat, atunci dacă te-ai fi iubit cu adevărat, nu te părăsea. Faptul că a fost în stare să părăsească pentru că ai avut o greșeală în trecut, spovedită, îndreptată și, ea crede în taina Bisericii și taina iertării, înseamnă că are o părere foarte măruntă și despre asta, dar de fapt înseamnă că nu este, n-a fost îndrăgostit de tine, ci de proiecția ei despre iubire pe care o aplica, făcea o aplicație pe tine. Era încă o baie în care ea își verifica o perspectivă. Poate lucrurile ar fi trebuit spuse înainte de a se înfilipa o prietenie și o iubire, spuse la început, uite, începe să-mi placă de tine, dar înainte de a face încă un pas mai departe, să știi că am niște principii morale. Dacă nu ești fecior, dacă nu ești fecioară, rupe legătura acum, până când ne îndrăgostim, până când nu ne apropiem, să ne cunoaștem mai profund. Că simpatiile pot fi oprite la momentul acesta. Și atunci lucrurile se lămuresc. Dar după ce v-ați plimbat, v-ați îmbrățișat, v-ați salutat și apoi spui, opa, ce-am aflat acum face să nu te mai iubesc. Înseamnă că ai o problemă. Deci, să potiți să spună la început adevărul, dacă cei mai mulți disperează. Ori să spună la adevărul la început, ori să nu le spune niciodată. Așa. Știți de ce? Vreau să întreb asta acum. Pentru că v-am spus doi tineri, care vă aveau ca duhovnic, că la un moment dat, după un timp în care a fost împreună, el sau ea i-a mărturisit că au avut relații înainte. Deși erau acum pregătite și multe și toate, și se iubeau de rang bun. Țineau unul la altul foarte mult. Și după ce au spus acest lucru, erau undeva, nu știu, undeva unde i-ați văzut, foarte triști, ea foarte tristă, mi se pare, și ați oprit și a zis ce s-a întâmplat cu mașina de azi, și a zis, uitați ce mi-a spus el și așa, și asta v-a supravit și a zis, dacă ți s-a dezlegat, de ce mi-ai spus? Nu, de ce am zis astfel, am zis că nu mi-aduc aminte. Am zis, eu nu știu ce a făcut, dar nu știți că am spus, că nu știu. Exact. Deci nu știu că te-ai spovedit așa ceva, habar nu am. S-au iertat. Și ori mi-a spus, măi, eu știu că Dumnezeu când iartă, nu te iartă pe jumătăți de măsură, tu nu mai ești ăla. Deci Dumnezeu retopește natura umană și o rezidește. Asta înseamnă taina lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu. Rugarea restaurătoare lui Hristos nu este naștere din noua persoană. O spovedanie și împărtășanie nu este naștere din noua persoană. Nu este al doilea botez. Ei au rămas împreună după aceea. S-au căsătorit. Mă frământă, mă sperie gândul că poate să ne mântuiască Dumnezeu și pe noi cei foarte păcătoși și pe vădurile din Muntele Atos, de exemplu, sau pe alți mari nevoitori. Cum se poate aceasta? Că mă înspăimântă gândul, mă sperie că poate să ne mântuiască Dumnezeu și pe noi și pe cei din Muntele Atos, sau pe alți mari nevoitori. Cum se poate așa ceva? Că este foarte păcătoși. Păi, dacă mântuirea este o chestiune juridică, atunci ne mântuie și pe noi, că facem fapte, facem umanism social. Ducem ulei, zahăr, mergem în spitale și rezolvăm problema. Dacă mântuirea este chestiune de comuniune cu Dumnezeu, atunci avem paharul ăsta e mai mic, sticla e mai mare, aici e cel de la Atos, este plin de Dumnezeu și eu sunt tot plin de Dumnezeu, că l-am văzut mai mici. Și mântuirea este la măsura persoanei. Nu iubim toți la fel, dar pentru mine e plinătate. Pentru celălalt de la altul e plinătate. Și atunci, asta e minunea. Că Dumnezeu se face toate în toți la măsura fiecare. De astea, de astea, se deosebește. Nu cu lumină. Numai că la din Atos se încerce ca un soare și eu ca un licurici. Dar tot, eu sunt tot de plin în mântuire. Uite cum putem explica mai bine importanța spovedaniei și împărtășaniei dese celor din jurul nostru, să ne facem mai bine înțeleși. Care nu vor să meargă să spunească să împărtășească? Păi nimic. Ei se întrebe. Noi nu trebuie niciodată să explicăm nimic.
Ei sunt toți din timp să se toți mintească ce caută ăștia, se toți vorbesc și împărtășesc. La noi, în Parvie, așa au început vreo 5 sau 10. S-au toți vorbit, s-au tot împărtășit. Și pe urmă au început cârcoterile celorlalți, ce tot caută ăștia acolo la... Așa. Și le-am explicat odată că cei mai bolnavi au nevoie de lucrurile lucrurile sănătoși. Nu o să crezi de sfinți și sănătoși, nu aveți nevoie, ăștia spăcătoșii. Și ca atare, nu-ți mai buni, ci cei mai răi din biserică și nu-ți crezi cei mai răi pe sus, zău, mai deși de atunci. Și s-au adunat și acum sunt mulți, nu știu că sunt. Am văzut că în cărticica aceasta, care ați dat la toți credincioși și când ați spus cu crucea, scrieți că în anul 2016 ați așezat din nou lingura goală în putere de 5500 de ori. Ce înseamnă asta? Adică am făcut o socoteală simplă, dacă în fiecare duminică se împărtășesc la 150 de oameni, înmulțiți cu sărbătorile, în medie, și în fiecare zi se împărtășesc. Nu am avut decât poate o liturghie sau două în viață, fără împărtășat de oameni. Și face liturghie simplă, nu am făcut. Așa e de la biserică, în curând. Parohie respectă, să spun. Mai sunt. Da. Și o săptămână, o săptămână, altă zi, să mă am la împărtășit. Și atunci, dacă s-a putut așa, undeva de mult mai mult, poate la 7.000 de ori. S-a repetat acest sau acest, s-a împărtășit de ori. Părinte, cum face diferența între ceea ce trebuie și ceea ce nu trebuie să spovedim, având în vedere toate păcatele, așa zis, mici, judecata, fratrii, Biblie, etc., care sunt des amintite și întriot. Aici zice că Sfântul Ioan Evanghelistul scrie de epistola sa că dacă păcătim, să ne spovedim. Să avem la preot, dar nu cred că scrie așa ce în epistola lui Ioan. Acum, în modul cum s-a zis, în vilețel, invidia e săvădit între cele 7 păcate capitale. Deci nu-i păcat nimic. Dar una este invidia ca păcat și patimă, și alta este starea sau sugestia de invidie. Nu e tot una. Una este patima gândirii pornografice, și alta este gândul necurat. Deci facem deosebirile. Este cu neputință, zic părinții, să nu fim asaltați de gânduri. Una este să simți lăcomie și alta este să fii obsedat de lăcomie. Deci una este să mă gândesc că mi-e foame și ce aș mânca, nu știu ce, și alta este să fiu obsedat de gândul acesta. Să trăiești din curat și alta este din greșeală să iei ceva. Da. Și atunci, așa este și păcatele mici sau mari. Ne rezolvăm problemele noi și Dumnezeu, respectiv gândurile care vin, este, cred că vi s-a explicat de aici, poate de zeci de ori, dar repet și eu, gândurile care ne vin nu sunt păcate, indiferent de ce natură ar fi. Că-s gânduri de desfrânare, că-s gânduri de orice ar fi. Primul gând care vine poate fi aruncat în noi, nu acela e păcat. Al doilea gând devine păcat pentru că este consimțirea gândului meu și a libertății mele cu gândul aruncat în mine. În ziua la patenică privea Ava sau bătrânul la chiliile fraților și a văzut pe cel rău cum mergea și a aruncat cu murdărie peste frații care se rugau. Adică a aruncat gândul necurat. Una este gândul care mi este sugestionat în afară, un gând de invidie, un gând de minciună, un gând de curvie, un gând de indiferent de care gând. Și alta este gândul al doilea, prin care eu consimt sau refuz prin gând. Atunci, dacă l-am refuzat sau l-am îndemnat cu Doamne Iisuse, cum zic părinții, lovește de piatra Hristos, fericit este cel care va lovi pruncii tăi de piatră, iată-te, aceste odrase ale celui rău, dacă ne întâmpinăm cu și lovim de piatra numelui Mântuitorului, Doamne Iisuse, atunci gândul se face mie pricină de rugăciune. Și gândul invidiei nu mai este gândul meu. L-a venit asupra mea, s-a părut că simt o tristețe de bucuria celuilalt și când asta declanșează în mine rugăciune deja, simt cum pot să ordonez gândul față celălalt. La fel cu toate gândurile. Și atunci facem deosebire.
Pentru că asta de, deja asaltul la nivel de gând nu necesită întotdeauna spovedanie, cât necesită poate din vreme în vreme un dialog duhovnicesc și o lămurire duhovnicească care pot să fie și de genul acesta, un eseu duhovnicesc. Să fie suficient pentru a mă responsabiliza și a mă asuma pe mine. Nu merg să încarc pe Părintele Ciprian, toată ziua știți că am fost invidiasă pe colega seara. A să rezolv invidia în mine, să mă și canonisesc pentru că dacă am răspuns gândului și am consimțit cu el și se fac pentru asta o rânduială de rugăciune, o rânduială de o oră în plus să nu mănânc când trebuia să mănânc, o rânduială de nu mai știu ce metanii, să-mi fac eu rânduiala mea ca să aprind becului Pavlovul urgent să se creeze în mine, a, gândești așa, te așteaptă atâta metanii. Mai gândești așa, te așteaptă nu știu că așa. Atunci se declanșează mecanismul lucrării duhovnicești a conștiinței și încep să-mi trăiesc eu evenimentul vieții, fără să mă tot duc la Părintele, să-l băzi cu gândurile care mă încearcă, obstările prin care trec. Iar din vreme în vreme să fiu, să am răgazul de spovedare, unde să-mi dialogăm un pic mai mult la stadiile, la situații pe care nu le pot depăși. Am nevoie de viziune, am nevoie de să mă rup de ruptură. Da. Aș vrea să vă pun o întrebare. Visele urâte sunt considerate păcate și trebuie spuse la spovedare. Visele urâte sunt de multe feluri. Sunt vise cu cel rău, visuri pornografice, visuri desfrânate. Depinde ce visuri urâte sunt. Și atunci, în rânduiala de molitfele, există rânduiala preotului care s-a ispitit în vis. Respectiv, visezi că ai desfânat în vis. Și traversezi stele fiziologice corespunzătoare. Și spune a doua zi, având liturghie, ce faci? Preotul care are ispitirea în vis, să facă următoarea rânduială. Sunt acolo și cu metanii și în rugăciunile respective se amintesc situații care pot genera această stare pe care noi putem fi vinovați. Și spune, fie din negrija de mâncare, fie din negrija somnului, fie din negrija ochilor, fie din negrija simțurilor, fie din ispită drăcească. Iată-te. În măsura în care este ispită drăcească, sau scrie de neînfrânare de la multă băutură, în măsura în care este din ispita celui rău, atunci împărtășania este fără probleme. Citim canonul și ne împărtășim. Dacă este din vina noastră, că și visurile provocăm noi, eu mă uit seara la un film mai puțin potrivit, voi visa și puțin potrivit. Atunci eu sunt responsabil de visiune. Ca să mi se ia lucrul despovedit. Și bine este să mă opresc de la împărtășit până mă spovedesc. Dar mai sunt și chestiuni de fiziologie. Și asta trebuie înțeles. Spre exemplu, cei mai mulți adolescenți și tineri au probleme de genul ăsta în ziua de Paște. Și a doua zi de Paște. Pentru că trecând de la mâncarea de dulce, la mâncarea de post, la mâncarea de dulce, și sigur că în ziua de Paște mâncăm puțin. Este. Pentru că așteptăm cu drag mâncarea de dulce și o mâncăm mai cu poftă, este firea care recunoaște bunătățile puse de Dumnezeu în mâncare. Și cultura mâncării. Și atunci mâncăm mai cu poftă, mâncăm mai aplicat, mai cu drag. Poftă de drag de mâncare. Și se întâmplă atunci și fiziologic să se modifice stările fiziologice. Asta nu neapărat înseamnă că suntem noi. Deci trebuie cu înțelepciune abordate lucrurile, dar acolo unde simțim o vădit, o vinovăție duhovnicească, acolo ne spune. Cineva întreabă, dacă sunt canoane, de exemplu, pentru desfânare de 7 ani, de 10 ani, cum se poate totuși că
Unii creau sa libertate de dezlega mai repede acești ani și de mai repede să mă duc așa. Se pot pune lui, așa, dacă unii zic așa și preotul mai lejer. Dar nu preotul e mai lejer. Preotul e lejer în funcție de lejeritatea pe care o dă cel care vine la spovedire. Spre exemplu, vin tineri care au păcătuit trupește și care se împrământează problema aceasta și cu tot din adinsul luptă, pardon, și încearcă să nu le cadă și chiar nu le cadă. Și când vezi că după o jumătate de an, după un an, și el și ea se spovedește și se luptă cu neputința aceasta, pentru că tinerețea este cu realitățile ei. Și vezi că amândoi au intrat într-o dinamică drumnicească, că nu mai pleci de la împărtășit. Îi împărtășești, rămâne o serială canonică aceeași în continuare, vreme de 7 ani, pentru ca să nu rămână lucrurile nevindecate, însă în momentul în care simți că omul este deja întors acasă și stabilizat cât de cât pe drumul curăției, nu văd de ce mai poate mai ține parte. Da? Nu e o rezolvare la nivel general, ci doar pe cazul particular și într-un dialog concret cu cel care trece prin starea respectivă. Ultima întrebare. Părinte, există vreun motiv pentru care femeia este oprită în perioada de lună de la Împărtășanie? Da, păcatele. În rest nimic. Deci, gândirea aceasta a nevrăției femeii comportă multe și largi explicații. Sinteza și concluzia este că femeia nu este necurată niciodată. Tot timpul este curată și sfântă. Una este, și mai mult decât atât, darul acesta pus de Dumnezeu în organismul femeii este un dar care are vedere, ritmul, naștere. Și în momentul în care vedem că tot ce a zidit Dumnezeu în om este bun, bun foarte, inclusiv starea aceasta este bună foarte, pentru că împărtășania nu se elimină nici prin sânge, nu se elimină nici prin scuipat, nu se elimină nici prin transpirație, nici fiziologic când mergem la baie. Sfântul Ioan Grădeaură are un cuvânt foarte decis, foarte lămuritor, împărtășania se absorbe în centrul ființei, în inima ființei noastre și nu se elimină nici printr-un proces fiziologic. De ca atare, fiziologia nu este potrivnică împărtășirii. Mai aveți o întrebare? Trebuie să apăs aici, să mutăm asta. Aici.